În ultima ședință a Comisiei de Organizare a Alegerilor s-a stabilit ca alegeri să aibă loc și acolo unde s-au ținut deja. Primul care s-a arătat deranjat de acest lucru a fost președintele PDL de la Jupânești, Cristi Sârbu. Mai sunt însă și alți șefi de organizații care au făcut declarații acide cu privire la modul în care se desfășoară lucrurile în partid în momentul de față. În țară de nebuni și nu mă mai mire nimic. Dar sunteți de acord? La urma urmei, pur și simplu, la ce se întâmplă în partidul ăsta nici nu mă mai miră și nici nu mă mai interesează. De acord nu sunt. Da. Oricum nu putem face noi nimic, ăștia care nu sunt de acord. Ce mă, veți lua, nu știu, vă gândiți să renunțați la politică sau ce vă gândiți să faceți? Renunț, absolut. N-am nicio părere. Și la noi s-a organizat de două ori, deci lucrurile au ieșit de fiecare dată tot la fel. Nu veți mai candida acum? Nu. Președintele PDL Gorj, Ion Urușeț, spune însă că nu are nimeni de ce să se supere, deoarece dacă alegerile au fost făcute corect, vor rămâne aceiași șef de organizații. Nu trebuie să existe nicio reacție. Acolo unde partidul își trăiește viața și s-au desfășurat alegeri corecte, vom avea în continuare probabil aceleași rezultate. Ceea ce vreau eu să remarc. La fiecare localitate va fi obligatoriu raportul de activitate din perioada 2008-2010. CODA a stabilit și calendarul alegerilor, astfel că în organizațiile locale vor începe pe 14 ianuarie și se vor finaliza pe 18 februarie. Pe 26 februarie vor fi alegeri pentru municipiul Târgu Jiu, iar între 28 februarie și 6 martie se pot depune candidaturile pentru funcția de președinte al PDL Gorj.